Există momente în care trebuie să alegem. Să alegem între promisiuni și fapte, între bine și rău. Liviu Bulgaru, împreună cu primarul tău, cu oamenii gospodari din sat, au reușit să aducă banii de la Uniunea Europeană și asta chiar se vede. Dacă unii aleși te-au făcut doar să-ți visezi visul, Liviu Bulgaru te ajută să trăiești visul. Pământ bun avem, oameni buni suntem. Haideți să ne apucăm de treabă! Liviu Bulgaru, repornește inima României alături de tine! Cu sprijinul parlamentarilor noștri, Iașul va deveni cu adevărat o capitală regională a României. Pe 9 decembrie, vă rog, votați candidații USL, pentru că USL iubește Iașul. O națiune nu poate spera la un viitor mai bun dacă neglijează educația. Nu îmi pot imagina o Românie puternică fără școli capabile și universități de înalt nivel. Pentru o Românie puternică, pe 9 decembrie, votați USL! USL iubește Iașul! Eșecul reformei în sănătate împlinește 22 de ani. Sistemul de învățământ e la pământ. Suntem condamnați să muncim pentru alții peste hotare. Garsoniera a devenit un lux pentru tinerele familii. Implică-te și tu poți schimba viitorul. Votează Marian Haută. Votează cu poporul. Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Alege Bine. Este vorba despre penultima întâlnire cu candidații pentru Camera Deputaților în Colegiul Electoral Hârlău, ultima fiind programată pentru data de 3 decembrie. În această seară vom vorbi despre ceea ce intenționează să facă viitorii parlamentari pentru tineri, pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru pensionare. Și nu în ultimul rând, pentru îmbunătățirea politicilor de protecție socială. Primul meu invitat din această seară este domnul Liviu Bulgaru, candidat ARD pentru Camera Deputaților în Colegiul Electoral Hârlău. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! În cea de-a doua parte a emisiunii vom aborda aceleași subiecte cu domnul Eugen Țicău, membru în staful de campanie al USL Iași, un susținător al domnului Anghel Stanciu, candidat USL pentru Camera Deputaților în Colegiul Hârlău. La emisiunea a fost invitat să participe și domnul Haută Marian din partea PPDD, însă, din păcate, nu a putut ajunge la această emisiune. Bun, domnule Bulgaru, haideți să trecem direct la subiectele din această seară. Să discutăm pentru început despre tineri. Ce anume doresc să facă politicienii, dumneavoastră, dacă veți ajunge în Parlamentul României, așa încât tinerii să o ducă mai bine? Și știți foarte bine că tinerii se confruntă cu probleme din ce în ce mai complicate. Iată, vorbim de lipsa de predictibilitate. Foarte greu își găsesc un loc de muncă și atunci când și îl găsesc, de cele mai multe ori este plătit prost. Pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte greu să îți întemeiezi o familie și mai greu să reușești să cumperi sau să construiești o locuință. Ce anume au de gând să facă politicienii? Ce ar trebui să facă politicienii? Ce aveți de gând să faceți dumneavoastră? Așa încât tinerii să nu mai plece din România, tinerii să rămână la noi în România și să fie încurajați să învețe și să-și întemeieze o familie aici la noi. Vă rog. În primul rând, cu ocazia zilei de Sfântul Andrei, urez din inimă tuturor celor care poartă acest nume la mulți ani sănătate și bucurie. Totodată, cu prilejul zilei naționale, care se va sărbători mâine, pe 1 decembrie, doresc la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni și le transmit gândul meu. Fiți mândri că sunteți români. În același timp, vreau să le spun tuturor celor care urmăresc această emisiune și nu numai celor din Colegiul 6 și celorlalți, pentru că am venit la această emisiune tocmai
special pentru a le transmite, să vadă alegătorii ce gânduri am, ce am făcut și ce vreau să fac pentru ei în continuare. Pentru că eu deja am făcut primii pași din acest punct de vedere. Dar cred că cel mai important rol al guvernanților trebuie să fie viitorul tine și al copiilor noștri, copiilor acestei țări. După cum spuneam într-o emisiune anterioară, dacă agricultura ar fi ieșirea din criză pe termen scurt, pe termen lung, soluția este ca România să acorde un sprijin educației. Educației tinerilor. Avem foarte mulți tineri foarte bine pregătiți, dar din păcate sunt pregătiți în meserii care la momentul ăsta nu sunt așa de mult cerute pe piața muncii. Aici îți dau exemplu acelor facultăți sau universități create, cum se spune, într-o gheretă și creează pe bandă rulantă, păcălind tineretul, aducându-i, școlindu-i, dar de fapt îi pregătește pentru nimic. Atunci se pune problema, este nevoie de acea reconversie profesională. Trebuie să oferim tineretului calificări care sunt necesare pentru a nu ajunge în stradă. Tot pentru tineri mă gândesc că trebuie să ne implicăm în anumite programe cultural-sportive. Nu întâmplător, susținătorul meu este Cătălin Moroșanu, care face parte din staff-ul meu, care este consilier județean, este președintele Comisiei de Sport din Consiliul Județean. El a făcut deja primii pași în acest sens. Împreună cu mine vrem să dezvoltăm în cadrul Colegiului 6 Hârlău programe sportive, tot felul de competiții. Nu știu dacă știți, dar alocarea financiară pentru Autoritatea Națională Tineret și Sport este de aproximativ 170 de milioane, între 170 de milioane de euro și 210 milioane de euro. Bani pentru a crea baze sportive, pentru a crea acele centre de excelență. Ori nu putem susține acele centre de excelență dacă nu avem competițiile de bază, competițiile de masă. Nu putem extrage tinerii, nu putem ajunge la ei dacă nu-i vedem evoluând. Ori la noi, la momentul ăsta, tineretul stă în fața calculatorului, mănâncă hot dog și bea Coca-Cola. Nu este bine, nu este sănătos. Noi trebuie să revenim la aceste competiții de unde, de masă, de unde cu siguranță vor ieși viitorii campioni mondiali, olimpici în sporturi. Iar un rol deosebit, după cum v-am spus, în acest program al meu de sprijinire a tineretului și a sportului, este Cătălin Moroșanu. O altă componentă este componenta culturală, că nu întâmplător am spus de componenta culturală. Pentru că în toate proiectele pe care le-am sprijinit prin fonduri europene și unde s-au creat căminele culturale, s-au modernizat sau s-au construit cămine culturale, au și componenta de promovare, conservare a patrimoniului și a tradițiilor naționale. Ori, având un trecut, cu siguranță avem și viitor, dar trebuie acest tineret să-l ducem către aceste obiceiuri, către aceste tradiții și datini. Un prim exemplu ar fi sărbătorile de iarnă. Creat o competiție între comune, între căminele culturale pentru a promova tradițiile și obiceiurile noastre. Bineînțeles, sunt și cele de la Paști, Crăciun, sărbătorile religioase. Eu am organizat acest lucru
pot să vă spun că am organizat competiții în zona Bălțați, Lungani, Brăiești, unde am adus și echipa de fotbal Politehnica și am creat cupa de toamnă la fotbal, unde au fost invitate aceste localități. După asta am promovat Ursul de la Costești și cu formația de datin și obiceiuri de la Ruginoasa, am fost cu ele la Festivalul Național la Vatra Dornei, iar de acolo anul următor au fost invitați în străinătate. Deci uitați că se poate. Ori în Colegiul 6 vreau să creez această competiții, una sportivă și una culturală pentru promovarea tineretului. Evident că educația, sportul sunt extrem de importante pentru formarea tinerilor. Însă, am două întrebări. De ce, din ce motive tinerii din Hârlău, de exemplu, un oraș mic, un oraș oarecum izolat, un oraș cu economia la pământ, un oraș cu puține perspective pentru tineri, de ce în acest oraș tinerii ar avea motive să rămână, să-și întemeieze o familie, să se gândească la un viitor după ce termină o școală? Aici trebuie să fim foarte atenți. Foarte multă lume mă întreabă locuri de muncă. Eu am mai spus acest aspect. Locurile de muncă nu sunt ceva fizic cum ar fi paharul ei și îl dai, dar promovând investiții în zona respectivă, și aici am să vă dau două exemple care le-am întâlnit săptămâna trecută. Mergând în Bivolari, acolo este o investiție, se asfaltează drumuri, cei care lucrau la acea investiție erau tinerii din comună. Deci automat s-au creat locurile de muncă. Am să vin cu alt exemplu. Prin finanțarea înființării, stabilirii tinerilor fermieri în spațiul rural, prin creșterea plafonului. Deci eu chestiunea asta am făcut-o, această alocare am făcut-o efectiv, știu despre ce e vorba. Mărirea plafonului de la 40.000 de euro la 70.000 de euro și stabilirea tânărului fermier în spațiul rural, iarăși se vor crea noi locuri de muncă. Deci, practic, nu-i dăm peștele cetățeanului. Îi dăm undița și îl învățăm să prindă peștele. Este un aspect important din punctul ăsta de vedere. Pentru că este foarte ușor, dar la momentul ăsta statul român nu are bani. Singurii bani sunt bani europeni și nu trebuie învățați să aștepte para, cum se spune. Trebuie învățați să-și prindă singur peștele. Învățând să-și prindă singur peștele, automat se dezvoltă și nu mai stă la ajutorul... Pentru un ajutor social, de pentru exemplu. Un ajutor social. Bun, aș mai avea deci, aici o întrebare. Astfel se creează noi locuri. Sprijinind investițiile în zonă, se creează automat locurile de muncă. Aș mai avea aici o întrebare. Cei mai mulți dintre tineri... nu vin la vot. Așa arată statisticile, așa au arătat statisticile de-a lungul timpului, și la locale, și la celelalte alegeri generale. De ce? Din ce motiv ar trebui să vină tinerii la vot pe 9 decembrie? Ce anume aveți de gând să faceți dumneavoastră sau partidul pe care îl reprezentați? Alianța România Dreaptă. Așa. Ce anume doresc să facă politicienii pentru tineri? Ce proiecte, cu ce anume vor veni în Parlament sau ce politici guvernamentale vor fi în favoarea tinerilor? Eu v-am spus, am foarte clar, am spus din emisiunile anterioare și în programul meu, sprijinirea tinerilor, mărirea plafonului de la 40.000 de euro la 70.000 de euro pentru orașul Hârlău, o sală polivalentă, pentru că nu este în momentul de față sală polivalentă. Și aici am să dau exemplu Comunii Lespies, care are o sală polivalentă și echipă de fotbal. Vreau să vă spun că tot în sprijinul tineretului am să dau exemplu Comunii Balș, unde am înființat în 2008 sau în 2009 echipă de fotbal. Anul următor am sprijinit localitatea pentru a-și face un teren de fotbal și acum, după cum știți, la ieșirea din Balș pe stânga au și echipă, au și stadion, plus și la Belcești am sprijinit echipa de fotbal și la Șipote.
terenul de fotbal de la Șipote, cu echipa de fotbal. Dar locuințe pentru tineri? Sau accesul niște condiții mult mai favorabile la credite bancare pentru achiziționarea unei locuințe? Eu, în programul meu, am spus foarte clar că voi introduce un nou program fermierul pentru tinerii fermieri, pentru achiziția de utilaje, pentru a-și putea dezvolta ferma cu dobânda subvenționată, cum a fost programul fermierul, cu dobânda subvenționată de la stat. Iar în situația de față, cine spune că face locuințe, eu cred că minte. Aici trebuie găsită soluția, un parteneriat între guvern și primărie, astfel încât și cu alocare de la Uniunea Europeană pentru construirea. Pentru că bani la guvern la momentul ăsta nu sunt. Am înțeles. Bun. Dar avem vreo posibilitate? Guvernanții, viitorii guvernanți, vor avea metode prin care să-i aducă pe tinerii plecați în străinătate, în special pe cei specialiști, medici, ingineri care au plecat în străinătate? Putem să-i aducem în România? Cu siguranță pot fi aduși, pentru că trecând din etapă în etapă, învățăm, căpătăm experiență. Am avut prima etapă, 1999, preaderarea 2007, unde am avut un fel de proiecte și de programe. Am avut perioada 2007-2013, iar acum pregătim perioada 2014-2020. Nu întâmplător v-am spus cu alocarea financiară de la Autoritatea Națională Tineret și Sport, care până acum nu a avut bani europeni alocați. În discuțiile avute cu, nu vă ascund, ministrul Sănătății, Vasile Cepoi, fostul ministru al Sănătății, care este ieșean, pe vremea când era directorul Direcției Sănătate Publică, am avut discuția cu el vis-a-vis de autoritatea de management de la Ministerul Sănătății, pentru a aloca, a cere de la guvernul, de la bugetul Uniunii Europene, bani pentru sprijinirea medicilor. În același timp, deblocarea posturilor pentru tinerii absolvenți este o măsură pentru a-i atrage și a rămâne în comunitățile din care fac parte. Bun. Pomeneați de creare de noi locuri de muncă. Însă, ce ar trebui să facă politicienii? În ce măsură ar trebui îmbunătățite politicile guvernamentale, așa încât să fie stimulați investitorii să investească, iată, în orașe, în localități mici și puțin atractive, cum este orașul Hârlău? Cum putem să-i stimulăm? Cum poate guvernul să determine investitorii să ajungă în acest cost de țară și să facă investiții, să facă noi locuri de muncă? Primul lucru este infrastructura. Gradul de accesabilitate a investitorului în zona respectivă. Nu întâmplător lupt pentru asfaltarea drumului județean de la Țigănaș, de la Cogălnicianu, unde s-a terminat, Cogălnicianu, Vlădeni, Șipoti, Plugari, Prăjeni, până ce iese în Flămânzi. Deci infrastructura. Infrastructura rutieră, infrastructura, și aici mă refer la internetul de mare viteză, care nu este în zona Hârlăului. Știu că Pașcaniu a accesat un proiect european, am vorbit cu colegul și prietenul meu, directorul Agenției de Dezvoltare Regională, care mi-a spus că Pașcaniu a accesat, și atunci m-am întrebat de ce nu și Hârlău, dar cu siguranță în perioada 2014-2020 va accesa, pentru că, din păcate, alocările financiare au fost alocate la momentul ăsta și sunt în faza de implementare. Noi avem încă 2 ani pentru implementare. Chiar dacă perioada se termină în 2013, contractele semnate trebuie să implementeze până în 2015. Bun, și altceva? Nu știu, măsuri fiscale?
Bineînțeles, toate acestea trebuie îmbrăcate cu măsuri fiscale de sprijinire pentru reducerea impozitelor care, pentru profitul obținut care va fi reinvestit. Astea, bineînțeles, sunt măsuri care trebuie să vină în sprijinul investitorilor. Bun, poate cei mai îngrijorați dintre alegători sunt pensionarii. Sunt oameni în vârstă care au avut mult de suferit, mai ales în ultima perioadă. La ce ar trebui să se aștepte în următorii ani de zile? Ce anume pot face guvernanții, viitorii parlamentari, dumneavoastră, așa încât acești oameni să o ducă mai bine în perioada imediat următoare? Deci, și vă întreb aici în special în ceea ce privește sănătatea, medicamentele și siguranța pensiilor mici, așa cum sunt ele, dar să fie sigure pe ele. Păi uitați, aici sunt iarăși două componente pe care eu vreau să le propun când voi ajunge în Parlament. Deci pentru a putea fi sigur pe aceste pensii, noi trebuie să avem o economie sănătoasă. Pentru că pensiile la momentul ăsta se plătesc din împrumuturi. Știm cu toții că este nevoie de creștere a încasărilor la buget. Deci din punctul ăsta de vedere este o mare problemă. Până ce nu vom crește economia, nu vom avea o economie sănătoasă și vom plăti pensiile din împrumuturi, nu va fi sigur absolut nimic. În momentul în care vom avea o economie sănătoasă, putem fi siguri că vom crește și substanțial pensiile. Eu personal m-am opus scăderii, tăierii pensiilor, dar în același timp asta nu era o soluție pentru ieșirea din criză. S-a redus mai mult consumul, deci tăind pensiile, cetățenii n-au mai putut cumpăra, s-a redus consumul, s-a redus producția, deci toate au venit în avalanșe și am ajuns să împrumutăm bani pentru a putea plăti pensiile și s-a pus o presiune foarte mare pe economia noastră, ceea ce mie nu mi s-a părut normal din acest punct de vedere. Se vorbește din ce în ce mai mult că și anul viitor, probabil și în următorii ani, ne vom confrunta cu probleme economice destul de importante. Credeți că este posibil ca ceea ce s-a întâmplat în anii anteriori cu tăieri de pensii, de salarii și așa mai departe, de drepturi sociale, da, să se întâmple și în următorii 4 ani de zile? Uitați, eu aș reveni aici la ideea proiectelor europene și am câteva exemple. Am un exemplu din comuna Bălțați, un exemplu din comuna Brăiești, unde au fost construite centre de zi pentru bătrâni prin fonduri europene. Am și exemplu din Vânători și din Coanele Caprei, unde au fost construite centre de consiliere și sprijin pentru părinți și copii. E, aceste centre construite prin fonduri europene pot veni în întâmpinarea bătrânilor și a celor necăjiți prin cazarea lor aici, prin implementarea acelor cantine. Știți că Uniunea Europeană acum ne sprijină cu ulei, cu zahăr, cu făină. Pe acest model putem finanța aceste cantine astfel încât să putem asigura și vă asigur că în Colegiul 6 Hârlău vom avea cel puțin 2-3 centre într-o primă etapă pentru sprijinire socială, pentru protecția socială a celor care au nevoie. A categoriilor defavorizate. Dar nu toți doresc să trăiască ultimii ani din viață în aceste centre de... Nu, să nu trăiască. Doresc să-și petreacă bătrânețele și cu demnitate. Da, dar pot veni să-și ia porția de mâncare și să se întoarcă acasă. Deci și la aspectul ăsta, deci sunt cele două componente. Ori cei care stau acolo sau cei care vin, își iau porția și se întoarc. Pentru că va fi o perioadă foarte, foarte grea
pentru România dacă nu se trece rapid la creștere economică. Aici aveți dreptate. Și o ultimă întrebare. Ce ar trebui făcut pentru îmbunătățirea politicilor de protecție socială? Vă întreb aici, în special pentru mămici, pentru copiii mici, dar și pentru însoțitorii persoanelor cu handicap, de exemplu, unde sarcina, iată, a fost pasată administrațiilor locale pentru plata salariilor și de cele mai multe ori administrațiile locale n-au reușit să facă față. Și întârzieri la plată s-au înregistrat, cred că, în toate primările, cu luni de zile. Eu cred că aici intervine un rol important are biserica. Revin din nou la ideea care am spus-o anterior, la acele competiții de masă. Eu știu de la bunicii mei că biserica, învățătorul și primarul aveau un rol deosebit în această, în comunitate. În orice comunitate, preotul, învățătorul și primarul. Ar trebui să se implice. Ar trebui să se implice. Și avem exemplu acestor centre de îngrijire a copiilor după programul școlar. Aici, biserica, preotul cu învățătorul, primarul a oferit, știți cum, a dat undița. Ori preotul și cu învățătorul trebuie să pună umărul, ca să spun așa, la educația tinerilor, plecând încă din faza de școlar sau preșcolar, anul 0 sau... Vă referiți la acele centre after school? Centre after school, da? Centre pentru după programul școlar, care sunt, am aici câteva exemple, în Fântânele, în Lespez, în Coalele Caprei, avem aceste exemple. Și la Hârlău? Hârlău nu urmează să fie făcute. Vreau să vă spun că anul financiar european se termină pe 15 octombrie. Și durează cam un an, cam 2-3 luni până ce se fac deja angajările și noile angajări. Astfel încât în perioada asta nu se poate depune niciun proiect. Știu cum se face, am făcut. Știu să fac, numai că, din păcate, nu este sesiune deschisă pentru depunerea acestor sesiuni. Da, aveți în vedere așa ceva? Am în vedere și așa ceva. Păi am făcut deja, știu să fac. Nu vă ascund că m-a impresionat până la lacrimi povestea părintelui Tănase, care la Valea Plopului și la Valea Screzii are în grijă peste 300 de copii. Tot la fel, care îi sprijină, îi hrănește, încetul cu încetul a plecat de la puțin, deci de la bază. Asta vreau eu să se înțeleagă. Nu poate să ajungă cineva parlamentar care nu a fost niciodată acolo jos să-și ia informația. Eu știu, am făcut concursuri. În Târgu Frumos aveam un ONG care se ocupa de tineri cu care organizam concursuri de tenis de marsă. Am făcut un parc al tineretului în Târgu Frumos. Fostele, actualele palate a copiilor, cum se cheamă. Toate acestea trebuie implicate prin absorbția de fonduri europene, prin dotări, prin echipament. Vorbeam cu Cătălin și Cătălin a venit cu această idee de sport de masă plecat și împreună să ridicăm, să putem crea... Cătălin Moroșanu, da? Cătălin Moroșanu, da. Să putem crea baza marilor campioni. Bun, domnule Bulgaru, vă mulțumesc mult pentru participare. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne revedem în câteva minute cu domnul Eugen Țicău, membru în staful de campanie al USL Iași, un susținător al domnului Anghel Stanciu, candidat USL pentru Camera Deputaților în Colegiul Hârlău. Echipa noastră de parlamentari va susține marile proiecte ale județului. Aeroportul internațional, autostrada care se lege Iașul de Europa și Spitalul Regional de Urgență. O națiune nu poate spera la un viitor mai bun
dacă neglijează educația. Nu-mi pot imagina o Românie puternică fără școli capabile și universități de înalt nivel. Pentru o Românie puternică, pe 9 decembrie, votați USL! Eu unul m-am săturat de politicienii ăștia care nu fac nimic. Ambiția mea este să arăt că se poate face politică pentru oameni, nu pentru interese personale. De asta am nevoie ca bulgarul Liviu să fie deputat. Cu sprijinul meu s-au obținut peste 100 de milioane de euro de la Uniunea Europeană în județul Iași. Investiții în drumuri, în canalizare, în cămine culturale. Haideți să votăm pe omul care a dovedit cu fapte, nu cu vorbe. Votați bulgarul, votați inima! Eșecul reformei în sănătate împlinește 22 de ani. Sistemul de învățământ e la pământ. Suntem condamnați să muncim pentru alții peste hotare. Garsoniera a devenit un lux pentru tinerele familii. Implică-te și tu poți schimba viitorul. Votează Marian Haută. Votează cu poporul.